Bine v-am regăsit! Deoarece știu din experiență și din comentarii că există multe confuzii legate de masă, greutate și inerție, m-am hotărât să vorbesc despre aceste noțiuni. Ați cumpărat cu siguranță un kilogram de roșii, un kilogram de zahăr, un kilogram de orez și așa mai departe. Ce măsoară acest kilogram? Aici apare prima confuzie, mulți vor spune greutatea. Nu, greutatea unui corp aici pe pământ este forța cu care atrage pământul acel corp. Iar forțele, indiferent de natura lor, se măsoară în newton, nu în kilograme. Kilogramul măsoară ceva mult mai greu de înțeles decât forța, și anume masa. Ce este masa? În anii de muncă la catedră mi s-a întâmplat de multe ori să aud răspunsuri la întrebările pe care le puneam, care m-au pus pe gânduri. Vă dau câteva exemple. Ce se întâmplă dacă las creta din mână? E logic, va cădea. Sau ce se întâmplă dacă acest corp primește căldură? E logic, se încălzește. Sau ce se întâmplă cu mingea care se rostogolește dacă nu mai acționăm asupra ei? E logic, se oprește. Astfel de răspunsuri ne arată ceva foarte profund despre felul în care gândim, așa cum am spus și cu alte ocazii, ne arată că de fapt considerăm normal, logic chiar, felul în care se desfășoară fenomenele din jurul nostru, ceea ce vedem tot timpul. Un elev chiar mi-a spus odată că e logic că soarele e fierbinte. Dar acel mod de gândire ne păcălește de multe ori și duce la o falsă intuiție atunci când vorbim despre legile naturii, și am arătat acest lucru în videoclipul Știință și Bun Simț. Și vă mai dau azi un exemplu de falsă intuiție care, veți vedea, are legătură cu masa. Există o lege a naturii pe care o numim principiul inerției sau principiul întâi al dinamicii, o lege înțeleasă pentru întâia oară de Galileo Galilei. Acest principiu spune că dacă asupra unui corp nu acționează forțe, el este sau în repaus, și până aici intuiția noastră este satisfăcută, sau este în mișcare rectilinie și uniformă. Și aici deja intuiția se revoltă, pentru că intuiția ne spune că un corp asupra căruia nu acționează forțe se oprește. Dar în ciuda intuiției noastre, corpurile se mișcă și dacă nu acționează forțe asupra lor, însă nu oricum, ci în linie dreaptă, rectiliniu și cu viteză constantă. Adică, dacă arunc un corp în spațiul cosmic undeva departe de orice galaxie, el se va mișca față de mine cu viteză constantă și în linie dreaptă, veșnic. Teoretic, până când influența gravitațională a unei formațiuni cosmice își va face simțită prezența asupra lui, dar asta poate să însemne miliarde de ani. Numim această proprietate a corpurilor de a-și păstra starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă dacă nu acționează forțe asupra lor, inerție. Dar ni se pare logic, normal să presupunem că dacă nu acționăm cu forțe asupra corpurilor, acestea se opresc. De ce? Pentru că asta vedem tot timpul. Dacă lovim mingea de fotbal, ea se rostogolește, dar tot mai încet, tot mai încet, și până la urmă se oprește. Și la fel fac toate corpurile puse în mișcare aici pe pământ, mai devreme sau mai târziu se opresc aparent singure. A fost nevoie de mii de ani până când cineva, Galileo Galilei, a înțeles că oprirea corpurilor are loc din cauza forțelor de frecare și că dacă n-ar exista forțe care să oprească corpurile, ele s-ar mișca veșnic. Raționamentul lui a fost următorul. Dacă lăsăm o bilă să se rostogolească pe un plan înclinat, ea va ajunge cu atât mai departe de baza planului înclinat, rostogolindu-se pe o suprafață orizontală, cu cât frecarea dintre ea și suprafața orizontală pe care se rostogolește este mai slabă. Adică, de exemplu, dacă
pe stofă ar parcurge această distanță, atunci pe carton ar parcurge o distanță mai mare, pe un placaj ar parcurge o distanță și mai mare, pe sticlă ar parcurge o distanță și mai mare. Iar concluzia lui Galileo Galilei a fost că dacă n-ar fi deloc frecare, bila nu s-ar opri niciodată. Dar, deși au trecut aproape 400 de ani de la moartea lui Galilei, incredibil de mulți oameni mai cred și azi că pentru ca un corp să fie în mișcare, este nevoie de forțe, adică trebuie permanent împins. Nu, dimpotrivă, trebuie împins ca să se oprească, numai că trebuie împins în sens opus sensului de mișcare, altfel nu se oprește niciodată. Iar de obicei aici pe pământ forța de frecare este cea care oprește un corp din mișcare. În Evul Mediu, cei care studiau cerul credeau că există îngeri mari cu aripi enorme care împing planetele ca să nu se oprească. Iar azi mi se spune adesea în comentarii că planetele sunt perpetuum mobile deoarece se rotesc în jurul Soarelui de miliarde de ani, ceea ce ar însemna că primesc de undeva energie pentru asta. Aici avem de fapt două concepții greșite, una legată de noțiunea de perpetuum mobile despre care am vorbit deja de multe ori și una legată de inerție. Perpetuum mobile în fizică înseamnă un motor care efectuează lucru mecanic fără să aibă nevoie de căldură sau energie. Nu înseamnă un corp care se poate mișca veșnic, deoarece dacă asta ar fi definiția pentru perpetuum mobile, toate corpurile ar fi perpetuum mobile, pentru că orice corp se mișcă veșnic dacă nu îl oprește nimic. A doua concepție greșită este cea despre care am vorbit și anume ideea că dacă vrem ca un corp să fie în mișcare, trebuie să-l împingem, adică să efectuăm lucru mecanic, deci să folosim energie pentru asta. Nu, nu este așa. Planetele se mișcă din inerție. Forța de atracție a Soarelui nu face decât să le curbeze traiectoria. Acum, unii vor spune, dar a fost nevoie de energie ca să fie pusă în mișcare. Într-adevăr, ca să punem în mișcare un corp, trebuie să efectuăm lucru mecanic, deci trebuie energie. În paranteză fie spus, și ca să-l oprim, trebuie să efectuăm lucru mecanic, deci și ca să-l oprim, trebuie energie. Dar planetele n-au fost puse niciodată în mișcare, pentru că n-au existat niciodată în repaus. Ele s-au format în mișcare dintr-un nor imens de gaze și praf cosmic care se rotea. Iar faptul că pentru a pune un corp în mișcare trebuie energie este una, iar faptul că un corp n-are nevoie de energie ca să se miște după ce a fost pus în mișcare este alta. N-au legătură una cu cealaltă. În timp ce un automobil se deplasează cu viteză constantă, motorul nu funcționează ca să întrețină mișcarea automobilului, ci ca să învingă forțele de frecare cu asfaltul, cu aerul și altele. Dar am pornit de la noțiunea de masă. Ce legătură are inerția cu masa? Ei bine, masa este măsura inerției unui corp. Cu cât un corp are masa mai mare, cu atât este mai greu de pus în mișcare, dar cu atât este mai greu și de oprit. Adică masa ne arată cât de încăpățânat este un corp în a-și păstra starea de mișcare. Datorită inerției, dacă ne lovim cu ciocanul peste deget în stația orbitală, efectul este același ca aici pe Pământ, deoarece el nu este cauzat de greutatea ciocanului, ci de inerția acestuia. La fel, putem crăpa lemne cu toporul și în stația orbitală, nu doar aici pe Pământ, deoarece efectul necesar se produce datorită inerției toporului, nu din cauza greutății lui. Îmi vine să râd, deoarece mă gândesc că dacă nu înlocuim bătrâna stație orbitală cu una modernă, s-ar putea să ajungem în situația în care să vedem cosmonauții încălzindu-se cu lemne sau cu cărbuni. Cea mai bună metodă pedagogică de a înțelege inerția este împingerea unui vagon.
deoarece forțele de frecare dintre roțile lui și șină sunt foarte mici, așa că putem foarte ușor simți inerția. Recomand tuturor profesorilor de gimnaziu să facă acest experiment cu precauțiunile necesare, cu aprobarea căilor ferate și de asemenea sub supravegherea și îndrumarea unui angajat al căilor ferate. Principala regulă este aceea că toți elevii trebuie să fie tot timpul în spatele vagonului, ținând seama de sensul de mișcare. Iar elevii vor observa că dacă împing vagonul, acesta se pune în mișcare, dar este foarte greu să-i mărim viteza, iar apoi, trăgând de el pentru a-l opri, vor observa că este la fel de greu de oprit. Deoarece are masa mare, vagonul are și inerție mare, vrea să-și păstreze starea de mișcare, cu alte cuvinte, nu vrea nici să accelereze, dar nici să frâneze. Deci masa despre care am vorbit până acum este măsura inerției corpurilor și de aceea se numește masă inertă. Ea apare în formula fundamentală a dinamicii, forța este masa înmulțită cu accelerația, care ne arată că accelerația pe care o capătă un corp atunci când acționează forța asupra lui este proporțională cu forța și invers proporțională cu masa lui inertă. Masa inertă nu se schimbă dacă corpul despre care vorbim își schimbă locul, fiind o proprietate a corpului. De pildă, o piatră are aceeași inerție pe lună ca pe pământ și te doare la fel de tare dacă te lovește cu aceeași viteză. Dar are greutatea mai mică, e de 6 ori mai ușoară pe lună decât pe pământ. Așa ajungem la un alt tip de masă, masa care ne arată cum interacționează corpurile prin intermediul gravitației, numită masă gravifică. Greutatea unui corp se calculează cu formula G mare egal cu M ori G mic, unde M este masa gravifică, despre care tocmai am vorbit, și G mic este accelerația gravitațională, adică accelerația cu care cad corpurile lăsate liber în acel loc. La suprafața Pământului, accelerația gravitațională, G mic, are valoarea de aproximativ 9,81 metri pe secundă la pătrat și mai aproximativ 10 metri pe secundă la pătrat. Deci masa gravifică ne arată cât de tare interacționează un corp cu un câmp gravitațional prin formula greutății, în timp ce masa inertă măsoară inerția unui corp și apare în formula principiului fundamental al dinamicii, forța este egală cu masa înmulțită cu accelerația. Iar acum, cei care nu aveți preocupări legate de fizică, probabil vă întrebați de ce n-ați auzit despre aceste tipuri diferite de masă. Pentru că, și acum urmează lucrul cel mai interesant, deși cele două mase par să fie lucruri diferite, fără nicio legătură unul cu altul, după cum ne arată și formulele, se definesc cu ajutorul unor fenomene diferite, ele sunt echivalente. Masa inertă și masa gravifică sunt diferite din punct de vedere conceptual, dar echivalente din punct de vedere fizic și de aceea de obicei nu auziți vorbindu-se decât despre masă. În cele două formule apare aceeași masă, deși cele două formule se referă la fenomene diferite. Iar întrebarea întrebărilor este de ce este egală masa care ne arată cum interacționează un corp cu câmpul gravitațional cu masa care măsoară inerția acelui corp. Cel care a găsit o explicație posibilă a fost Einstein, care în teoria relativității generale spune că de fapt masa gravifică este masă inertă care se manifestă datorită curgerii diferite a timpului și datorită curburii spațiului în prezența maselor mari, cum ar fi cele ale planetelor sau stelelor. Dar despre acest lucru voi vorbi cu altă ocazie. Acum vreau să vă mai spun ceva, un lucru pe care îl consider interesant, legat de masă. Există ideea că ceea ce numim inerție, deci masa unui corp, apare datorită însăși existenței restului Universului.
Această idee, în diferite formulări, este cunoscută ca principiul lui Mach. Ideea pleacă de la faptul că mișcarea este relativă, este întotdeauna față de ceva. Nu se poate vorbi despre mișcare absolută, ci doar despre mișcare față de ceva. Dacă ne imaginăm existența unui corp în lipsa Universului, e greu să facem asta, dar putem încerca, întrebarea dacă acel corp este în mișcare sau în repaus n-are niciun sens, deoarece nu avem un sistem de referință față de cine se mișcă sau nu acel corp. Mai mult, putem extinde întrebarea și pentru mișcarea de rotație. Dacă începem să ne rotim undeva în spațiul cosmic, o întrebare bună ar fi cum facem asta, cum ne punem în mișcare de rotație, dar o lăsăm pe altă dată. Vedem stelele, galaxiile, întregul univers rotindu-se în jurul nostru. Deci când un corp se rotește, el se rotește față de restul universului și din cauza asta, spune principiul lui Mach, apar forțe centrifuge în interiorul acelui corp. Dacă universul n-ar exista, față de cine s-ar roti corpul? Mai are sens să spunem că se rotește? Nu. Și atunci, spune principiul lui Mach, nu vom avea nici forțe centrifuge. Datorită restului universului, spune Mach, putem usca rufele prin centrifugare. Pe scurt, principiul lui Mach spune că nu există mișcare absolută. Orice mișcare este relativă, are loc față de restul universului și acest lucru face să apară inerția, masa, forțele de inerție. Dacă principiul lui Mach este corect, masa este un efect al existenței întregului univers și n-ar exista în absența acestuia. Sigur, nu putem confirma sau infirma experimental principiul lui Mach, această idee, deoarece nu putem îndepărta restul universului ca să vedem ce se întâmplă cu inerția unui corp. Este un experiment care ne cam depășește posibilitățile experimentale, nu doar acum, ci în vecii vecilor. Dar cine știe, poate cineva va avea o idee de experiment mai simplu care să confirme sau nu principiul lui Mach. Deocamdată să reținem că, la fel ca în cazul altor proprietăți fundamentale ale corpurilor și fenomenelor din lumea fizică, nu știm de ce au corpurile inerție și să ne amintim că fizica nu răspunde la întrebarea de ce, ci la întrebări de genul cum. Știm să folosim noțiunea de masă pentru a calcula cum se mișcă tot felul de vehicule, inclusiv vehicule cosmice, dar nu știm ce este masa. Avem modele pentru a înțelege cum apar masa și greutatea, dar nu putem răspunde la întrebarea de ce au corpurile astfel de proprietăți. Dacă ați fost convinși că masa și greutatea sunt cam același lucru, sau că planetele au nevoie de energie ca să se rotească în jurul Soarelui, sau că un kilogram de ceapă înseamnă mai puțină ceapă pe Lună decât pe Pământ, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!